Răspunde în greu SRL, cu ce vă putem ajuta? Alo, m-auziți? Da, domnule, vă auzim. Care este problema dumneavoastră? Cine e la telefon? Păi dumneavoastră ați sunat. Ionel, tu ești? Domnule, ați sunat în call center. Nu este niciun Ionel, cred că e greșeală. E greșeală? Da, domnule, e greșeală. Am înțeles. O zi bună, revedere. Sănătate, Doamne ajută. Răspunde în greu SRL, ce problemă aveți? Bună ziua! Am luat un router de la voi, dar nu merge. S-a prins niciun bec la ele, dar nu pot să vorbesc cu băieții mei pe WhatsApp. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu de ce nu merge. Cred că este o greșeală, domnule. Aici e o firmă de curierat. Cum, domnule, greșeală? Că de la dumneavoastră am primit mesaj că mi-l aduceți acasă. Nu-i nicio greșeală. Eu am un aparat așa alb. Router, mi-au zis băieții mei că se cheamă. Da, domnule, într-adevăr, noi l-am livrat, dar nu l-ați comandat de la noi. Noi preluăm comenzile și vă aducem produsul la casă, atâta tot. Puteți, vă rog, să-mi spuneți codul din mesaj? Da, stați să văd. 07. M-auziți? Acela este numărul de telefon al curierului. Trebuie să fie un cod din 5 cifre, din 4 cifre, și care începe cu X, urmat de 4 cifre. Vă rog să-mi spuneți pe acela. X3741. Da, domnule, verific imediat. Deci ați comandat acest router de la EMAG. Nu l-ați comandat de la noi, noi doar l-am livrat. Trebuie să sunați la ei pentru mai multe clarificări, vă rog. Cunoști pe cineva acolo să-mi dai un număr de telefon? Nu știu, domnule, care este problema. Poate n-ați plătit factura, chiar nu știu să vă ajut, îmi pare rău. Domnule, dar nu merge telefonul. Cum să caut pe numărul de telefon? Și nu înțelegeți. Să-mi dați să vorbesc cu șeful tău, că tu ești cam arogant. Acest apel este înregistrat, așa că dacă sunt probleme, o să se autosesizeze. Vă mulțumesc frumos pentru înțelegere. La revedere! Răspunde în greu SRL, ce problemă aveți? Bună ziua! Am văzut acum la televizor o mașină de tocat carne și aș vrea să o comand. Avea multe funcții. Am văzut că toacă, pare bună, e de cea de material bun, nu? Ne pare rău, nu știu despre ce vorbiți. Noi oferim servicii de televiziune, nu vindem mașini de carne, îmi pare rău. Cum, domnule, că am sunat la voi, voi puneți reclamele la televizor? Nu, doamnă, îmi pare rău. Alte întrebări mai aveți? Bă, vorbesc cu una acum la telefon și mă întreabă de mașini de carne, de tocat, că a văzut la televizor o reclamă. Doamne ferește! Nu puteți să-mi dați un număr de telefon de la cine o vinde? Că n-am apucat să scriu numărul de telefon. Din păcate nu vă pot ajuta. Îmi pare extrem de rău. Nu știu, doamnă, căutați pe internet, poate găsiți acolo, da. Eu chiar nu vă pot ajuta. La revedere, maică, numai bine. O zi bună, la revedere. Bine.